puterea cea mare. Și tu nu completăm cu toți ceilalți care sunt necomuni. Pentru divizor, pentru divizor, numai cei comuni. Și cu puterea cea mare. Deci când vorbim de multiplu, ne gândim la un număr mare. Deci când vorbim divizor, la un număr mic. Și ăsta e motivul pentru care iau la puterea cea mai mică. Exact. Chiar dacă scrie cel mai mare divizor comun, de fapt e un pic ce... Da, e cel mai mare dintre divizori care se exact. Deștept și să le dividă pe toate. Pe toate. Cel mai mare... Ați înțeles? Da. Ați înțeles că a 5 ani? Clasa așa de-a sigur știe că da. E lucrat la... Bun, să trecem la un alt exercițiu, domn profesor, și pe aceea o să mai facem și mâine și mâine și vedem dacă ați înțeles. 5. Da. Diferența dintre un număr natural par și un număr prim este 1000. Deci diferența dintre un număr... număr natural par și un număr prim este 1000. Numerele sunt. Este 1000, da. Diferența dintre un număr natural par și un număr prim este 1000. Deci A par. Și B minus B impar. B prim. Prim. A, B prim, așa zis. Da, 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 da. Prim. A minus B egal cu 1000. Egal cu 1000. Deja am... Dar știm despre A că este par, știm despre B că este prim. Da. Adică e impar. B. B, e prim, are, are 9 prim, este da. Impar, că dacă e 9, dar el nu este. Dar 2 este par și la prim. Da. Și pot să spun 1002 minus 2 care dă 1000 și B e numai par și care e numai par. Deci 1002 spun el. Da. Care este numărul? E, cum ar fi cel mai mic? Par. Este par. Este par și... B să fie prim. Ideea era așa. Faptul că ăsta e prim. Atenție, faptul că ăsta e prim. Poate să fie de la 2 încolo. 2, 3, 7, 5, 11 și mai departe. Dar dintr-un număr par, dacă scazi un număr prim, hai să luăm așa, din 10, dacă scazi pe 7, cât îmi dă? 3. Ciudat, ai și mai dat un număr par. Dacă din 1000 scad pe 5, totdeauna m-a dat tot un număr. Da, profesor, înseamnă că o să fie impar. Dar, impar. O de numere care da. O să facă acest lucru. Adică, care este singurul număr prim, care este și par? 2. Și care este numărul par, care dacă scad 2 de 1000? 1002, ce să fie doar o... Insist. Dacă nu sunt atent, și mă gândesc că e impar. Este doar număr prim. Dintr-un număr par, scăzut un număr prim, face un număr impar. Impar. Dar nouă ce ne dea acolo? Nouă trebuie să ne dea un număr par. Și ca să ne dea un număr par, și ăsta să fie par. Și este doar un singur număr. Singurul număr prim par, este 2. 2. Singurul număr prim par. Prim par. Prim par. Este 2. Da? Deci 2, 2 egal, singurul, scris în cuvinte, singurul număr prim par. Deci autorul în enigmistul ăsta ascunde următorul lucru. Știu ei oare că la scădere, când unul este par, celălaltul trebuie să fie tot par? Ca să dea par? Da. Câtă vreme rezultatul scăderii este par, ne obligă, știind de scăzutul că este par, ne obligă ca și scăzutul să fie tot par. Altfel dă impar. Deci altfel dă impar. Că am făcut modele de aici. Dintr-un par, dintr-un număr par, scădem un număr prim. Un număr impar. Impar. Număr, da. Deci dintr-un număr par, scădem un număr impar, face impar. Deci din 10, dacă scădem pe 7, face 3. Asta și din clasa 1. Din, știm asta din clasa 1. Tocmai. Iată că și chestiuni din clasa 1 sunt prezente aici. Și atunci, autorul o dori să vadă, dacă voi știți chestia asta, și încât să obligați pe B să fie par, și din clipa în care pe B l-am obligat să fie par, trebuie să fie și prim, zice aici. Și singurul prim par, este 2. Deci 2 este sigur număr prim par.
Și asta am să verific și dacă o puteți. Și atunci, au cât este aici. Deci au egal cu 1000. Mai este egal cu 1002 și B egal cu 2. Numai așa, din 2002 scăzut pe 2, da? Deci 1002 scăzut 2, este egal cu 1000. Deci cum faci așa, dintr-o 1002 scăzut pe 2, fac 1000. Dacă dintr-un număr de 3 cifre scădem 7, deci dintr-un număr compus din 3 cifre, scădem 7. Deci e vorba de un număr așa. A, B, C, D, barat. A, B, C, barat. Scădem pe 7, dacă e, nu? Da, rezultatul nu se divide la 7. Atunci să arătăm asta, da? Da, deci să vă citesc un matemare după aceea. Da. Deci dacă dintr-un număr de 3 cifre scădem 7, rezultatul obținut se divide la 7. Dacă scădem 8, rezultatul se divide la 8. Dacă scădem 9, rezultatul obținut se divide la 9. Numărul căutat este... Aha, da. Deci scăzut pe 7 rezultă că numărul care rezultă se divide la 7. Adică A, B, C, minus 7 se divide. Dacă da, scrie, domn profesor, se divide. Deci numărul care rezultă se divide la 7. Apoi, A, B, C. Dacă scădem 8. Scăzut 8. Se divide. Se divide ce rezultă la 8. Și A, B, C, minus 9. Da, da, da. Se divide la 9. Se divide la 9. Adică cine este ABC? Da, dar cine este ABC? Nu. Nu trebuie să ghicim, este clar. Nu ghicim. Nu știu să ghicim. Să ghicim. Nu știu să ghicim. Putem să facem, adică să scriem cu 7 pe lângă... Ce numere este de lângă 7? Deci ABC-ul ăsta, după ce scădem 7, ce rezultă se împart la 7. Cum traduce în chestia asta, până la mod? Ce înseamnă că se divide după aceea la 7? Deci multiplu de 7. Asta e, de 7 ori în ce 1. Putem să scrie. Împart exact. Deci înseamnă că ABC minus 7, nu? Ăsta, care rezultă? Faptul că se divide la 7 egal cu 7 ori în ce 1. Ori în cât? Adică se împarte exact la 7. Corect. Apoi. Tot el. Minus 8, tot e minus 8, îți mergi la 8, adică o să scriem 5. Da. Egal cu 5. 8 ori 3. Și tot același număr la BC. O să fie 8 ori 3. 9 ori 3. Deci insist, faptul că se divide, se împarte exact, adică nu am rest. Se divide. Da? Fără rest. Și am tradus asta. 7 mulți cu ceva, 8 de mulți cu ceva și 9 mulți cu ceva. Deci trebuie să aflăm pe A, B, C, da? Da. Putem să învăț. Stai, băi, înseamnă că fac 7 ori 8 ori 9. Nu se fac 7 ori 8 ori 9. N-am niciun motiv. Da, profesor. Dacă trebuie să le amintim 7, înseamnă că trebuie să fie multiplu al tuturor acestor. 7 ori 8 ori 9 este același lucru aici. Aici este aici. Aici este același lucru. Din păcate. Deci vă duceți voi spre ce vă convine, da, dar nu sunt în cazul știa. Acela, știi, înainte era fi A plus 1 peste tot, fi A plus 2. Minus 4 sau A, da, 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 era același lucru. Dacă ar fi acum, da, nu poți să-l adun pe 7, 7 la 2 la A plus 2, 7 egal cu 7. Putem să-l dăm 7. Așa, deci la prima să adunăm 7, da? La a doua să adunăm 8, 7, 9. Iată o idee. El vrea să scape de 7 de ăsta. Și adună pe 7. Adună pe partea asta altă de 8. Și partea asta altă de 9. Și atunci ce devine? Vorbește, David. A devenit ABC. ABC. Egal cu? Egal cu? 7 ori C. C1. Plus C1 plus 7. Corect. ABC. ABC. Este egal cu 8 ori C2. Plus 8. Plus 8.
ABC este egal cu 9 ori C3 plus 9. Îmi scoatem pe 8, în prima îmi scoatem pe 7, în a doua pe 8 și în a treia pe 9 factor comun. Deci, ABC este egal cu 7 pe lângă C1 plus 1 și ABC este egal cu 8 pe lângă C2 plus 1. ABC este egal cu 9 ori 9 pe lângă C3 plus 1. De aici știm că ABC este multiplu de 7, da, multiplu deci, de 8 și de 9. Deci rezultă că ABC ăsta. Multiplu de 7. Tot ABC acesta. Multiplu de 8. Da. Și multiplu de 9. De aici va rezulta că ABC este egal cu 7 ori 8 ori 9. Ba nu, că 8 se poate scrie ca fiind... 8 se poate scrie ca fiind 2 la 3. Și 7 9 e 3 la 2, da. Și 7 lăsăm așa. Și după care faci, după ce faci asta, da, trebuie să afli multiplu comun, da? Și multiplu? Da. Și multiplu? Deci multiplu! Da. Deci multiplu comun aflându-l, nu mă mai frământă să mai descompun, că n-am ceva comun în 8. Exact. Nu este un 2 undeva. De ce 9? Deci de aici rezultă. ABC. 7 ori 8 ori 9. Este 7 ori 8 ori 9. Un multiplu, cel mai mic multiplu de 7 ori 8 ori 9, care face 604. Și multipli de acestea. Multipli, atenție. E vorba de... Eu insist aici. ABC este multiplu de 504. Multiplu de 504. Dar n-am putut în exercițiul aproape chiar la fel. Așa. Mai întâi când îl iau pe el însuși, ABC egal cu... O 504. 504 îmi place. Poate să fie 1004. Mai poate fi 1004? Nu, deoarece crește cu o cifră și... Acesta este singurul număr. Singurul număr. ABC egal cu 504, singurul număr. Deci nu pot să gândesc. Dar dacă... Atenție! Dacă trece ABC. Dacă cumva încălpea și multiplu respectiv, dacă ar fost 102, 102, atunci multiplul 102, multiplul de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, cât încălpea în 3 cifre. Atenție, vreau să vă fac această observație. Deci observați. Dacă ABC egal multiplu de 103, să zic, dacă ar fost multiplu de 103, în sensul că cel mai mic multiplu comun al lor n-ar fi dat 504, ci ar fi dat 103. Așa, fost cum eu am... 5, 6, 7, 9. Cum eu am nevoie să găsesc toate numerele de forma asta, trebuia să spun așa, egal cu 103, ori un K. Și K-ul trebuia să fie mai mic decât 10. Și K odată când e egal cu 1, rezultă că ABC este 103 și îmi place că e de 3 cifre. Când K e egal cu 2, atunci ABC este egal cu 206. 206 și iar îmi place și asta. Și pun de punct. K egal cu 3. K egal cu 3, ABC este egal cu 309. Fac 309 și iar îmi place. Și uite, așa mă duc până cât îmi cape în 3 cifre. Mă duc la 5. Deci să rămân în 3 cifre. Că în clipa în care până la C9, K egal cu 9, și atunci ABC este egal cu 927. Ar fi 103 ori 9. 927. Vedeți? Este esențial ca voi să înțelegeți că e vorba de faptul acesta. E vorba de multiplu a celui mai mic multiplu găsit. Multiplu. Mai ales când e vorba de numele de tipul acestora. Trebuie găsit de toate. Că dacă voi v-ați fi oprit la cine, în condițiile astea, la 103, ar fi fost greșit. Le uitați pe toate celelalte. Știi ce am Joia, o teza, mai lucrăm dintre astea. Acum să facem ceva care ei puteau să... Ei ar trebui să meargă foarte repede, toți.
Nu, nu s-a terminat, pentru mai e. Nu s-a terminat, dar acum avem niște exerciții la care voi ar trebui să mergeți toți, știți, vi s-a predat, nu mai aveți niciun motiv. Să vorbim. Să vorbim, da. Și vreau să vedem dacă merg, doamnă profesor. Atenție, Dania. Da, imediat. Că nu știți ce vă dau. Bun, ca să și lichez. Imediat. Iar la 4 egal 64. 4 la N egal 64. Fie, 4 la N egal cu 64. Fie, 4 la N egal cu 64. La mic, să calculăm. 2 la 2 N plus 2. 2, 2 la, la 2 N plus 2. Plus 2 sus. 2. Da. Și 2 la 4 N. 2 la 4 N egal cu cine, da? Da. Să calculăm noi. Știm că 4 la n egal cu 64. 4 la n egal cu 3. Deci de aici n egal cu 3. De 4 la 3 fac 64. Deci de aici rezultă că n egal cu 3. Sunteți de acord cu asta? Da. Toată lumea? Da. Ștefan și tu? 4 la 3 înseamnă 4 ori 4 ori 4. 64. Bun, și atunci, acolo. 2 la 2 e n plus 2, înseamnă 1 pe n plus 3 și face 2 la... Înseamnă 2 la 10-a. Poftim? Păi, dar dacă a e n 3, 2 la 8, 2 la 8, 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 8. Da, 2 la 3, 2 la 2 ori 3, 2 la 2 ori 3, plus 2. Și face 2 la... A 8. A 8, da. Și jos? Jos face 2 la... A 12. 2 la 12. 2 la 12. Bine, bine, bine. Bine, calculați. 10 ori. Tangent pătrat. 2 ori 2 la a doua. Ori 2 la a treia. Minus. 2 la a treia. Da, minus. 5 la puterea 24. Împărțit la 5 la 22. Plus. 2 la 4 totul la 5-a. Așa, așa. Împărțit la 2 la 19. Închideți paranteza pătrată. Cine lucrează, domnul profesor? Ca să zic unul. Așteptam să spunem de rând. Așa pe Ștefan să arăt. Ștefan, hai. Păi face 10 ori 2 ori 2 la 2 ori 2 la 3. Asta fie 2 ori 4 ori 8. Deci cât face? 2, 4, 8, 8, 6, 7. Nu mă interesează calculul numeric, ci pe bază de puteri. Poți să-mi zic două sau mai multe puteri care cer bază. 2 la 6. Face 2 la 1 plus 2 plus 3. 2 la 6. Da? Deci face egal cu 10 ori 2 la a 6. Minus 5 la 2. Minus 5, dintr-o la 5 la 2. La 5 la 24 plus la 5 la 22. Cum se adică fac 24 de minus 22 și faci 5 la a doua, corect. Plus? 2 la 4 la, totul partează la 5, ar vine 2 la 20. 2 la 20. Împărți la 2 la 19. 2 la 19. Și face 10 pe lângă? 66. 2 la 6. 64. 64, da? 64. Cum ai făcut? 64. Da, da. 64. Cum ai făcut? Păi 2 la 5 azi de 32 și am înmulțit 32 cu 2 și dă 64. Așa. Da. Minus 5 la 2 la 25. Da. Plus? Plus 2 la 1. 2. 2. Și egal cu 10 ori? Ori 9. Deci 64 din 25. 39. 39, da? 39 plus 2, 41. 10 ori 41. Și 410. Și ce mic are exercițiul ăsta? Și am văzut autorul, dacă și nu faceți operație cu putere. Și nu vă duceți 8 ori, ziceați voi acolo. A, ce? Ce? Fie numărul A mare egal cu 9, ori 10 la puterea N plus 3. 9 ori 10 la puterea n plus 3 plus 10 la n plus 10 la n minus 2 minus 1. Minus 1, da? Da, scris în baza 10.
Găsiți cifrele numărului și precizați câte cifre din fiecare fel sunt. Deci ăsta este un număr fix în baza 10. Găsiți cifrele numărului și precizați. Găsiți cifrele numărului și precizați câte cifre din fiecare fel sunt. Eu să dăm pe 10 la aia, nu fac pe acolo. Nu pe 10 la aia. Cum se lucră? Ia! Hai să vedem, hai să încercăm un pic să facem. Să facem un model practic, adică mai jos un pic. Exact. Atenție, adică nu aveți acum informația asta. Foarte bine. Deci A egal cu... Scriți-l pe 9. Hai să ne închipuim că nu e egal cu 4. Nu, nu e egal cu 2. Pentru ce a fost? Cât ar fi fost? Hai, cine dictează? Darius. A egal cu 9. Ori 10 la... 10 la... E egal cu 2. N egal cu 2. Ori 10 la 2 plus... La 2 plus 3. 2 plus 3. 2 plus 3. 2 la 6. Cum mă? 2 plus 3 fac? 5. 6. 5. 2 la... 10 la 5. Plus 10 la a 2. Sunt profesor între 9 și 10 n-a spus... Mulțumesc, da? Da. Ori 10 la ce putere? Ori 10 la 0. 10 la 0, da. Mai sigur pe voi copii. 2 plus 2, 0. Da, minus 1. 10 la 0. Acolo să fie plusul, nu minusul, așa cum testeți. Exact. 10 la 0, minusul. Și va da 9, ori 10 la 5, plus 10 la a 2. Cum îl scrieți pe ăsta, fiind o numără puterea în baza 10? Cum îl scrieți desfășurat? 9 ori 10 la 5 plus 10 la 2. 90 la 5. Da, cum îl scrieți așa? 231. Copiii, 231. 200 plus 30. 1 plus 1. Deci și 2 ori 10 la 2. Plus 3 ori 10. Plus? 1 ori 10 la 0. 1 ori 10 la 0. Așa, asta e scrierea în baza 10. 10. Invers. Dacă eu am așa descompus, cum îl surprind? El este scris așa, da? Deci dacă voi îl descompus, îl vedeați așa. Ai 2 ori 10 la 2. E 900. Nu, 90. 90. 90. E 900. E 90. E ori 10 la 5, copii. Cu 5 de rog. O să fie 90. Mai, dacă urmează 10. Nu, uite, 0 ori să aibă. Aaa, bună ziua. Când zic 10 la 2, urmează... 20 de ori. Dacă o să fie 50 de ori, mai bine vreo 9. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Plus? Plus 1, 0, 0. 1, 0, 0. O să fie acum 9, 0, 0. Și acum numărul va fi? 9, 0, 0. 900 de mii, 0, 0. 900 de mii, 100. 100. 100. Da. Prin, așa l-am văzut scris desfășurat și l-am surprins ca un număr, ca asta îmi cerea autor. Acum, pentru nu e egal, hai să vedem, pentru nu e egal cu 4, vă dă suma. Pentru nu e egal cu 4, cum arată? Păi, 9 ori 10 la 4. Ori 10 la? 10 la 4 plus 3, 7. Uite la exercițiu, dar de la model. 9 ori 10 la n plus 3. Așa, 10 la 7. 10 la 7. 10 la 7. Plus 10 la... Hai, hai, hai! 10 la 4. Așa. 10 la 4 plus 10 la 2. La 2. La 2. Minus 1. Și va fi egal. 9 la... 9 la 7. Deci 9, urma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Apoi plus 1 urma de 1 urma de 4 zerouri, care de 10 mii, 10 mii. 1, 2, 3, 4. Plus 100. Minus 100. Și minus 1. O să fie, acolo putem, da. Acolo o să fie. 9, 0, 0, 0. Deci egal cu 9. Rămân 4 zerouri.
4-0 rămân și ăsta se ocupă cu 1. Și va fi 9-0-0-1. Deci 2-0-9-0-0-1. 0-0-1. 0-0. 0 câte aveam aici? 2-4. Da, 4. Ultimile 2 rămân și pun 1 aici, da? Da. 1. Deci 9000. Nu, nu cred că e din 9000. Ia să vedem. Câte? Doamna profesor, am făcut. 9, 4, 6, 7, da? 2, 4, 6, 7. Aici am greșit. Trebuia să mai puneți un de 7. Urmează 1-1 și cu 4-0-uri în față. 1-1 și 4-0. Da. Dar 0-ul ăsta a fost ocupat. Da. Pentru că am avut 100 de aici. Da, da, da. Și minus 1. Da. Și egal cu? Egal cu? Ar fi 900 de... 1-0-0-9-9. 0-9-9. 1-0-0-9-9. Ăsta e numărul. Așa este. Deci 9, 20 ori 1, 20 ori și 2 de 9. Aha, 9, 20 ori 1, 20 ori se păstrează. Interesant. Interesant, așa, dar 9, 9 intervine. Că ne au fost 4. Ia să luăm în 6, domn profesor. Ne egal cu 6, nu, cu 5 aș lua acum. Cu 5 aș lua. Să vedem. 3, domn profesor. Luați 3. Da. Luați-vă, rog frumos, 3. Luați-vă cursul. Nu vreți să scrieți 9000000. Nu uitați că nenii par să observă ceva copii. Hai să vedem când nenii par. Când n este par, o să fie 2 de 0. 9 ori 10. La așa, înseamnă. Ia uitați-vă, când el a fost 2, o arătat așa. 9000000. Adică când îi împară, înseamnă că sunt mai mult. Atenție! Nu că e mai mult, atenție, David. Când 9, când au fost 4, tot 9-0-0, tot 1-0-0, David și Daria. Și da, au mai avut 2 de 9. 2 de 9 în coadă. Da, eu luam și pe 6 ca să vedem ceva, dar haideți. Am și pe 6. Nu, merg pe varianta care am făcut cu 6. Pentru ca să mergem cu lungire. Ca să vedem un pic, dar să scrieți 9 de 0. Hai să vedem. 9 ori. 10 la a 9-a, plus 10 la a 6-a, plus 10 la a 4-a, minus 1. Așa. Acum o să scrieți. 9-0-0-0-0-0-0. 9 urma de 9-0 ori. Așa spune. 9-0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 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Scriem pe 9, 0, 0. Deci 9, 0, 0 și am luat deja din cele 9 cifre. Așa, și am luat acolo. Din 9, 0, da. Am luat 2. Am luat 2 și am luat 7. 7, da? Bun. Aici sunt 7 din 9. Exact, așa mi se trebuie. Și atunci, aici va fi 1. Spus, da. Așa. Deci vine 9, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, urmatul de încă 6, 0. Și acum, ca să rămânem 4 zerouri, 4 zerouri, și ăsta aici va veni cu 1, da? Da. 2, 4, deci vine 1, 0, sigur 0 parcă. Da, 1, 0, apoi din nou 1. Nu, 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 doar 1. Un singur 0. Apoi din nou 1. Deci 1 așa. Și mai puneți 0, 0, 0. Acum nu sunt. O să fie... Și ea sunt 2, 4, 6, 8, 9, cifre. Da, da, bine, bine. Și minus 1, atenție. Acum vor să fie 9, 0, 0, 1, 0. Deci aici, 0, dacă scădem pe 1. O să fie acolo 0, 0, 0, 0, 0 și ultimele două. Hai să vedem, o să fie 9, 0, 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
9 va fi ce? Sau anul o să fie 9.000. În loc de 1 este cât așa apare? Aici o să fie 9. 0. 0? 99. Ah, deci 9, 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
egal cu 9, 0, 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 9, 9, 9, 9, 9, 9, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Eu observ ce fac copii. Observați sunt voi? 2 de 0, 2 de 0. 9, când am avut n egal cu 2, am avut 900, 100. 9, uitați, 900, 100. Când am avut n egal cu 4, 900, 100 și 2 din 9 în 4. Când am avut n egal cu 6, 900, 100. Și mai întâlnă la fiecare cât cresc și mai întâlnă câte 2 din 9, pentru 200, 2 din 9. 2, 2, 2. Acum dacă punem... La par, hai să vedem mai în par. Acum dacă să fie 8, o să fie 6 din 9 la 6 din 9 la 6. Și în 10 o să fie... Numărul de 9, numărul de 9 este cu 2 mai mic decât noi. Da? Deci numărul de cifrelor de 9 este cu 2 mai mic decât noi. El are modelul ăsta. 9 cu 2 zerouri. Deci cu 900, 100 și cu cât de 9 vorbim în 4? Cu 4 de 9. Da? Cu 4 de 9. Când nu va fi, spuneam, 8, pentru noi, în general, autorul nu spune un n particular. Deci el îmi spune să merg cu n, da, că o fi 1000, 10.000. Însă, noi ce am studiat acum a fost doar pe modelul acela în care am avut n par. Nu ne-am ocupat de n impar. Exact, să vedem cum o să fie. Deci pentru n par, n par, pentru n par, adică număr de tipul 2K, asta înseamnă numele par, da. 2, da, 4, 2K. 6, 8, da? Da? Atunci, AU arată, după modelul 900, 100, 100, și de alte 9, cu 2 mai puțin decât aici. Deci numărul de 9 este, numărul cifrelor de 9 în coadă, este 2K, 2K minus 2. Deci cu 2K minus 2. Asta când a fost par. Acum, mergem pentru N impar. Adică e egal 3, 5, 7, să vedem ce să vedem. Exact, ca să vedem regula. Dacă studiem așa, și 3, și 5, și 7, o să observăm cum curge. Exact. Și sperăm să fie aproximativ la fel, vom vedea dacă așa stau. Ia să facem repede, 9 ori. Deci, să zicem pentru că e egal cu 3. 9 ori 10 la... 9, au arată. 9 ori 10 la 6, plus 10 la 3, plus 10, minus 1. Poate ne dă la fel, domn profesor. Eu știu. Dă la fel. Egal 9 urmai de 6. Haideți, copii, vorbiți. 9, 0, 0, 0, urmai de câte? 6, 6, 0, 6, plus 1, urmai de 3, plus 10, plus 10, minus 1. Plus 1, 9. Minus 1. Deodată. Plus 10, minus 1, plus 9. Plus 9. Și e campul. Ia să vedem. Deci, ai început la locul 1. 1, 2, 3. Da, da. Deci 9 cu 2, 0. 9 cu 2, 0. 1. 1. 100. Adică 1 aici urmat cu 3 0, da? Da, da, 3 0. Așa, 3 0. Și plus 9. Și nouă asta se lipește aici. Da. Că e cifra unităților. Da. Deci va da 900, 900, 100 și 100 și până 9. Când a fost n egal cu 2, era 900, 100, fără 9 în poartă. Deci când a fost, da, pentru că acum n-am avut n egal cu 2 atunci. Da, acum 3. 3? Deci vine primul 9 care s-a dat. Deci cu 5 ce credeți că va fi, copii? Dar știți ce ați făcut acolo la 2? Nu ați mai scăzut cu 9. Cum de n-ați scăzut? Ai zis 10 minus 1? Nu, deasupra, la 2.
Nu, David, am locat. Dar nu e egal cu 2? Nu. A, l-a scăzut 1 cu 1. Am lucrat corect. Stai. Nu, că 1 minus 1 cu 0 aici. Dacă 10 la 0, da. 5. A arată după modelul nostru. Da, da, da. Ar trebui să arate așa, egal. Cred că noi poți să fii 900, 100, 9, ori așa că 2 din 9. 3 din 9. 3 din 9, pentru că au crescut cu 2 de la 3 la 5. Crește și eu dincolo scade. Da, da. Deci, în momentul în care am mărit cu 2 unități, 2 din 9 am arătat. Deci, vedem dacă e așa. Da. Și după aceea am desfășurat. Tragem concluzia. Da. Deci, A egal cu 9, ori 10 la cât a venit? Da, scrie. 10 la cât a venit? 5 și cu 3, 8. Da? 80. La 8, da. Plus 10 la a 5, plus 10 la a 3-a. A 3-a, minus 1. Și care va da? Care ne va da? 9 urma de câte 0? Urma de 8 de 0 ori. De 8, 0, da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 1 urma de 5, 0, 8. La 5 de aia. 6, 8, azi, bine. 1 urma de 5, 0, 1. Plus 1, 0, 0, 0, 0, 5 de 0, da? Da, următorul este urma de 3, 0, 8. Deci 1 urma de 3, 0, 8. Și minus 1. Minus 1. Acum le adunăm, le grupăm. Da, le adunăm, adunăm și cred că aici vine. Trebuie să rămână 2, 4, 5, da? Aici da. Va fi 1. Acolo va fi 1 și ne va fi 9, 0, 1. Și la 4-lea iarăși mai vine 1. Și la 1000 scade aici și vine 3 de 9, da? Deci vine 900, uitați că este scris 900. Da, e bine cum ați spus. 100 și acum 3 de 9, că... Da. S-au transformat în niște 3 de 9, dintr-o 1000 scăzut 1, fac 999. Exact. Și iată forma asta ar fi. Deci, în final, în final ideea este că tot cu 2 mai puțin numărul de cifre de 9, cum s-a întâmplat și mai înainte, da? Da, deci pentru ele... Indiferent par sau impar, exact. Ideea este asta. Că forma numărului va fi așa. Acesta e egal cu 2K, scrie. Așa. 2K plus 1. Și va veni cu 2 mai puțin. 2K plus, 2K plus 1 minus 2, 2K minus 1. Îmi permit să spun oricare ar fi el aici, cu N minus 2. Așa. N minus 2, ca să nu mai pierd timpul. Da? Deci, pentru A va arăta așa, 900, 100. Și numărul de 9... Găsiți cifrele numărului și precizați câte... Deci găsiți cifrele numărului și precizați câte cifre din fiecare fel sunt. Exact. Cifrele sunt... Câte sunt de fiecare fel? Am N minus 2 și încă 1. Da. N minus 2 și încă 1. Da. N minus 2 adunat 1, fac N minus 1. Da, ne pup, papa. Deci... Am aici N minus 2 ca și 9 și cu încă un 9, numărul cifrelor de 9 înseamnă N minus 1 cifre. Ați înțeles? Deci, da. N minus 1 cifre de 9. Sunt N minus 1 cifre de 9. Și mai intră în componență un singur 1, da? Și 4 de 0. Da? Deci vom avea 4 cifre de 0. 4 cifre de 0. Și una de 1. Și o singură cifră de 1. Una cifră de 1. De 1. Așa m-a întrebat. Precizați. Care era? Câte, de câte ori este întâlnită cifra nouă? Da. Sau cifre de fiecare, același fel. Da, da. Precizați câte cifre de fiecare fel sunt. De fiecare fel sunt. Corect. Răspundem. Sunt 9 minus 1 cifre de 9. E minus 1 cifre de 9. E așa. 0 cifre, 4 cifre de 0 și o singură cifră de 1. Da, corect. Aceste numere. Haideți să vedem totuși cine am ales. Da. Care este ideea? Care e lucrul care rămâne de la lucrul ăsta? A fost un test un pic
că ultimul și un pic greu pentru ei, că nu prea au toate informații. Nu, deci, dar nu aici nu. La exercițiul ăsta, la exercițiul ăsta, am mers la test. Eu spun așa, că în cadrul acestui exercițiu, punctul C da. A spus ce? Scrierea în baza 10. Deci 231 înseamnă 20 la a doua, oricurile 10, și invers acum. Dacă n-am descompus în baza 10, cum îl strâng? Păi. Eu l-am avut descompus în baza 10, când am zis 9 ori 10 la n plus 3, plus 10 la n, minus 10 la n, minus 2, și minus 1, l-am avut în baza adică, descompus. Am înțeles acolo unde scrie dumneavoastră 2 ori 10 la 2, eu nu trebuia să fac 2 ori 10 și pe aia mai dau 2 de 0, puteam să fac 100 ori 2, ca să fie mai ușor. Păi da, fac 200, da, 100 ori 100. 100 ori 2 înseamnă 10 la 2, David. Da. Da. Așa scrie în baza 10, de aia în baza 10. Deci, în loc să zic 200, eu spun așa, David. 231 înseamnă 200 plus 30 plus 1, care înseamnă de 2 ori 100, 2 ori 100. A, 2 ori 10 la 2, am înțeles. 110, adică 2 se referă la 3 ori 10 la 1, și plus 1. Deci eu am vrut să vă spun așa, că în condițiile în care... Da? Da. În condițiile în care am numărul scris așa, mă duc în baza 10 și înapoi, dacă l-am scris în baza 10, să văd cum arată numărul. Noi l-am avut în, scris în baza 10, cu ajutorul puterilor lui 10, și am vrut să-l surprindem cum arată numărul. Da? Că în momentul în care mi-am propus să văd cum arată numărul, am putut să număr numărul, să văd câte cifre are de 9, câte are de așa, da? Deci povestea a fost destul de interesantă. Da. Deci două probleme au fost aici. Scrierea în baza 10, ea este desfășurată, eu trebuie să-l strâng, să văd de unde vine numărul. Și îndată să văd cum arată, cam, cum curge forma, cam care e rețeta, să ghicesc forma aceea și să o am argumentat pe urmă periculos. Și îndată mi-am dat seama că arată de forma 9, urmat de 20, 1 urmat de 20 și al treia de al din 9, câte am prostatat, da. Sunt cu n minus 2, n minus 2 a fost. Cu n, da, da, am scăzut un 9 de față. Nu, am adunat acel loc și a fost n minus 1. În final, când am numărat noi numărul de cifre de 9, am spus că sunt n minus 2, mai este un aici. Da, și am arătat. Fac un pic de sinteză, după o seară. Un pic de sinteză, doamnă, că a fost o intenția. Da. Că a fost un mare memorie. Eu, domnul profesor, aici am ajuns la 0 puncte. 0 puncte la ce? Da. Deci aici a fost mai dificil, dar trebuie să înțelegeți că rostul întâlnirii noastre este de a încerca să pătrundeți de jos în sus și de a îndrăzi. Da, da. Sinteza oare. Ce-am făcut, nu? Ia uitați-vă și la rețetele, ce-am făcut drept. Exerciții 40. Primul exerciții pe care l-am făcut. A fost cu mulțim, parcă. Mulțim, da. Da, mulțim. Deci mulțim. Ce am auzit acela care ne-a făcut cum e cel mai mic. Cel mai mic mulțime, cel mai mic mulțim. Am făcut operații cu mulțim. Cel mai mare divizor făcut. Da. Divizibilitate, ca să pui. Da. Putere, operații cu puteri. Da, aștept. Putere. Operații. Cu puteri. Deci divizibilitate, putere, operație cu putere. Apoi am mai avut teorema împărțirii cu rest. Exact. Nu, teorema împărțirii cu rest. Cu rest. Am vorbit din cel mai mare divizor comun și respectiv cel mai mic multiplu comun. Apoi, am mai avut aici cu scrierea în baza 10. Da, da, da.
cât scrie real unui număr în faza 10 și restrângerea lui, dacă este scris în baza 10, cum restrâng? Scrierea unui număr în baza 10 și restrângerea. Restrângerea lui. Știind descompunerea față. Știind descompunerea. Și cam asta. Să nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul YouTube. Băi, și-au fost niște lucruri importante pe moment și am uitat să spun like și share acolo. Like și share, exact. Da. Au fost momente frumoase. La revedere, dragi. La revedere. Dar asta, dar asta e totuși.